voia ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu le duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicat. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru prea fericitul părinte Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru înalt preasfințitul părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru fericiții și pururea pomeniți eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagări și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, Domnului să ne rugăm. Că bun și viitor de oameni, Dumnezeu, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul slavei, Părinte a toțitorule Dumnezeule Sabaot, care prin pomul vieții cel din mijlocul raiului ai preînchipuit crucea, cea de viață păcătoare a unui a născut fiului tău, care ai dăruit nouă semnul crucii purtătoare de viață, pe care iubitul tău fiu, pironit fiind, a murit și cu moartea pe moartea a omorât și toată puterea diavolului a sfârmat și viață lumii a dăruit spre câștigarea vieții. Ție ne rugăm, caută cu milostivire spre acest semn al crucii pe care credincioșii robii tăi din osârdie și din credința cea tare și din dragostea către tine au înălțat-o spre însemnarea biruinței Fiului tău a Domnului nostru Iisus Hristos și a eliberării și mântuirii noastre și într-o pomenire a eroilor neamului românesc, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești. Trimite acum harul preasfântului tău tu peste această sfântă cruce, pentru ca să fie semn înfricoșător și tare asupra tuturor vrăjmașilor, văzuți și nevăzuți, spre izgonirea și înfrângerea tuturor curselor, ispitelor și asupririlor diavolești. Iar poporului tău cel bine credincios să fie acoperământ puternic, întărire în credință, sprijin în nădejde, în lupte biruință și sporire în toate faptele cele bune și tuturor celor ce se vor închina ție înaintea acestei sfinte cruci și rugăciunea
Așa te rugăm pe tine, preasfinte stăpâne, trimite peste noi binecuvântarea ta cea cerească și dăruiește robilor tăi în acest binecuvântat loc al patriei, care cu credință din suflet au zidit și renovat această sfântă cruce, toate bunătățile tale cele pământești și cerești, cu puterea crucii iubitului său fiu, că tu ești izvorul sfințirii și dătător bogat al darurilor și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfințește această cruce cu harul preasfântului tău Duh, prin stropirea cu apă sfințită, pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe preacucernici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători. Evanghelia care s-a citit acum la Dumnezeiasca liturghie ne înfățișează cu mândregător foarte bogat l-a întrebat pe Mântuitorul Iisus Hristos: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus i-a zis: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile: să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstești.